Veteranii celui de-al doilea război mondial vor primi o indemnizație unică în valoare de 10.000 de lei. Propunerea a fost făcută de deputații fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate în plenul Parlamentului joi, în timpul examinării proiectului pentru rectificarea bugetului de stat. În cadrul ședinței plenare, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatar, a menționat că resursele financiare necesare vor fi alocate din Fondul de Susținere a Populației. Acest lucru urmează să fie făcut în ajunul zilei de 9 mai, după ce proiectul privind rectificarea bugetului de stat va fi votat în lectura a doua. În Moldova sunt 167 de veterani ai celui de-al doilea război mondial. Pentru acordarea indemnizațiilor unice se vor cheltui aproape 1,7 milioane de lei.